Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. În prima ediție a emisiunii din 2022 discutăm cu domnul Andrei Năstase, președintele fondator al platformei Demnitate și Adevăr, cu care am avut o neînțelegere la sfârșitul anului trecut. Domnule Năstase, bună seara și mă bucur tare mult că ați venit astăzi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și să fie într-un ceas bun această emisiune. Asta înseamnă că dacă ați venit aici, considerați că nu mai sunteți interzis la TV8? Când veneam astăzi și îmi legam și eu cravata, nu ca tinerii care au învățat la Paris, la Harvard sau prin alte părți, nevastă mea îmi zicea: Andrei, poate totuși îi dai un telefon lui Dorin și îmi întreb de data asta, e pe bune sau nu. De asta am și venit cu acel mesaj și am întrebat dacă rămâne pe bune emisiunea. Dacă sunt la această emisiune, sunt pentru că am un respect aparte față de toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent la ce post de televiziune se uită. Și așa cum am făcut-o adesea, sau de fiecare dată când am avut posibilitate, am mers către ei să duc atât cât pot eu adevărul. Eu mă bucur. Încă o dată vă spun și inclusiv pentru telespectatori că îmi pare rău pentru acea neînțelegere care a avut loc. Eu voiam să precizăm. Dacă vreți să precizăm, punctăm. Eu sunt prompt. Dacă am spus că vin, nu mai umblăm cu... Dar vreau să punctăm. Deci dumneavoastră ați făcut atunci un live pe Facebook unde ați declarat că probabil sunteți interzis la acest post de televiziune. Ce v-a determinat să faceți această concluzie, dacă puteți să ne spun? Pentru că eu știu că dacă am... Pentru mine cuvântul este cuvânt. Și sper că nu cer prea mult și de la alții același lucru. Nimic mai mult. A fost o neînțelegere, am văzut și reacțiile publicului, am văzut și reacțiile unor specialiști mai specialiști decât mine în materie de televiziune. Eu zic că este un episod epuizat, atâta timp cât am venit la dumneavoastră în emisiune, pentru că au fost și voci care spuneau: domnule, nu mai merge acolo. Și am spus: dar de ce să nu mai merg? Nu merg nici pentru Dorin Galben, pentru că nici Dorin Galben nu mă cheamă pentru el, nu? Dumneavoastră nu m-a chemat pentru dumneavoastră. Pentru public, exact. Evident. Pentru oameni. Pentru acești oameni care astăzi au hotărât să se uite la emisiunea dumneavoastră, sunt aici. Și voi fi de fiecare dată, indiferent de postul de televiziune, bineînțeles, nu la unul, Doamne ferește, dacă ne dă și o pacoste extremistă sau de altă natură. Atât. Am înțeles. Zic să mergem mai departe. Subiectul zilei de astăzi, și avem mai multe subiecte, dar ceea ce se discută cel mai mult e criza gazelor. Și iarăși am văzut declarațiile autorităților care spun că în luna ianuarie cetățenii vor achita mai mult. Am văzut și declarația pe care a făcut-o platforma DA și cerințele cu care ați venit. Dar înainte de asta vreau să anunț telespectatorii că în continuare avem posibilitatea de televoting. Întrebarea zilei de astăzi este dacă Andrei Năstase merită să revină în guvern. Transmiteți SMS. Da, ați fost acolo, de ce nu? Transmiteți SMS la numărul 3080 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Pe parcurs vom face trimitere la rezultate și vom vedea care este opinia telespectatorilor. Dumneavoastră, cum credeți? Meritați să reveniți în guvern? Eu cred că platforma DA, întâi de toate, este o echipă unită, este o echipă profesionistă, a demonstrat, indiferent unde s-a aflat, că are expertiza necesară, are calitățile necesare pentru a face față unor funcții guvernamentale sau, dacă vorbim despre primărie. În ce mă privește pe mine, eu cred că cel mai bine e să vorbească pentru mine faptele și mai puțin vorbele. N-am anticipat această întrebare, dar vă îndemn să citiți raportul meu de activitate de la Ministerul de Interne și să-l comparați cu raportul de activitate a oricărui ministru de interne din ultimii 10 ani, care doriți dumneavoastră. O să discutăm inclusiv despre asta. Pentru că la această întrebare, repet, e mai bine să vorbească faptele. Apropo de întrebarea dumneavoastră, veneam astăzi la emisiune și un prieten de-a meu, un foarte bun prieten, un bun observator al politicii moldovenești, eu sper că acest domn va intra în politic și într-o bună zi va fi și prim-ministru al țării. Cine? Am avut un schimb, mai puțin contează, nu cred că nu am de la dânsul permisiunea să vă dau un nume, dar îmi spunea Andrei, am analizat în ultima perioadă de timp evoluții la Ministerul de Interne, la Ministerul de Economie, la Agricultură, la altele, o catastrofă. Și zic, te rog să te oprești puțin la Ministerul de Interne. Zic, vreau să-ți dau doar un singur exemplu. Și să facem acest exercițiu. Dacă vă amintiți, eram la Ministerul de Interne și un copil a fost bătut de către doi alți copii în centrul capitale. Vă amintiți? La Mitropolie.
Domnule Galben, cu mâna pe inimă, vă amintiți cât tărăboi s-a făcut, cât tantam s-a făcut pe cea, da? Știți dumneavoastră că acum o săptămână și ceva a fost ucis un tânăr de alți doi tineri? E bine. La Valea Modurilor. Cunoașteți sau nu? Cunoaște. Toată lumea cunoaște ce s-a întâmplat acolo. S-a vorbit despre asta. Și tot a fost tărăboi. S-a făcut tăcere. S-a făcut, da? Deci ceea ce vreau să spun este că este bine să analizăm faptele. Promit să citesc ceea ce este aici, dar mai târziu acum... Regretabil că dumneavoastră o să citiți acest raport abia după un an și ceva după ce am plecat de la Ministerul de Interne. Eu am văzut declarațiile pe care le-ați făcut după ce ați plecat din funcție. Revenind la criza gazelor, deci cu siguranță ați văzut conferința de presă a domnului Spânu astăzi, ați văzut și declarațiile, dacă platforma a venit cu acea declarație desfășurată. Și voiam să vă întreb, pentru că ați văzut, probabil, Gazprom va solicita are majorarea tarifului, pentru că la nivel internațional se majorează prețul. Ce părere aveți despre acest lucru și, în general, despre declarațiile care au fost făcute astăzi de către... Eu cred că cea mai bună expunere pe acest subiect a fost făcută astăzi prin declarația Platformei Demnitate și Adevăr. Am spus acolo că nu au fost niște negocieri. În general, din punctul meu de vedere, nu au existat niște negocieri. S-a mers acolo, în primul rând, cu o reprezentare foarte și foarte joasă. Acolo trebuia să meargă la nivelul primului ministru, dacă nu chiar a președintelui, așa cum bunăoară a făcut-o, dacă vreți, Merkel. Nu i-a fost greu lui madame Merkel să discute și să-și rezolve pentru un an, pentru doi, pentru 50 de ani înainte problema gazelor, cu cine? Cu rușii, cu cei care au avut dispute de-a lungul timpului multe și destul de serioase. Cred că s-a spus cam tot ce era de spus pe acest subiect. Am cerut demisia acestui domn pe nume Spânu, care pur și simplu și-a bătut joc de statul Republica Moldova și mai ales de cetățenii Republicii Moldova. Cum? Care nu a avut un mandat. Eu nu am văzut un mandat. Nu ați văzut un mandat înscris, dat de cineva. Nu am văzut. Și cred că asupra acestui caz ar trebui să se demareze de urgență o anchetă penală. Iată că acum avem alt fel de procuratură, nu mai avem pe Stoianoglu, nu mai avem pe Zupco, pe Gurin și pe alții, să se demareze o anchetă penală cu privire la acest caz. Pe lângă acest penală, lucru, domnule Năstase, e important. Pe ce modul în care au fost apărate sau au fost reprezentate drepturile Republicii Moldova la această... în această tranzacție de livrare a gazelor. Și cum apoi, a fost? Deci considerați că e incorrect, da? Deci nu au fost reprezentate interesele Republicii Moldova la... Este spus și în declarația noastră. Este o negligență crasă din partea celor care au reprezentat Republica Moldova acolo. Dar cui le-au reprezentat ei acolo? La negocieri. Dacă nu ale Republicii Moldova, ei sunt... reprezentate Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Cum au făcut-o? Iată, acest lucru trebuie să-l demareze o anchetă, să se facă o anchetă, pentru că noi deocamdată nu avem acces la acest contract, nu? Noi cunoaștem care sunt prețurile în România, care sunt în Ucraina, care sunt în Ungaria, în Serbia, și am văzut că sunt și mai mici chiar. De unde știm chestia asta? Pentru că acolo nu s-a făcut o secretizare din aceste contracte. Vreau să vă întreb, eu ca și contribuabil, ca și cetățean al Republicii Moldova, de ce mi se ascund clauzele acestui contract? De ce credeți? Nu știu. Asta ar trebui să ocupe procurorii și să-i întrebe pe ei. De ce? Și tot procurorii ar trebui să-i întrebe cine a negociat totuși, de facto. Nu... Păi am văzut. Da? Negociatorii. Și care va fi prețul real? Spunea că de fapt este un contract avantajos pentru Republica Moldova. Inclusiv astăzi a menționat acest lucru. Considerați la fel? Păi eu nu sunt atât de bine inițiat în subiectul ăsta ca să fac aprecieri, dar văd că cetățenii simt pe propria piele ce se întâmplă și trebuie să achite mai mult. Eu zic că la această întrebare poate cel mai bine ar fi să ne răspundă toți cetățenii Republicii Moldova care au primit astăzi factura. În a doua parte a emisiunii care au primit astăzi factura telefona. Și au văzut ce se întâmplă în realitate. Acum, noi am venit și cu niște propuneri foarte și foarte judecioase. Am vorbit despre pachetul Energetic 3, care a fost neglijat. Am vorbit despre necesitatea unei anchete mai largi cu privire la ceea ce se întâmplă la Moldova Gaz și vorbim aici despre un audit care n-ar trebui să cuprindă doar ultimii un an, doi, trei, patru. De ce nu? Chiar de la apariția Moldova Gaz de atunci, de când, de 98-99, și de ce nu să vedem cine a fost cel care se spală
astăzi pe mâini, spunând că doar a fost o greșeală. N-a fost o greșeală, a fost o crimă atunci când... Cine se spală astăzi pe mâini? A fost o crimă ceea ce s-a întâmplat în 98-99, când rețelele de gaze în Republica Moldova au fost date rușilor. Iată, pentru acel eveniment, pentru unii poate prescris, pentru mine nu. Cine se face responsabil, domnule Năstase? Guvernele anterioare. Cine era atunci? Pentru cetățenii care nu-și amintesc. Oricine a trăit în Republica Moldova, știți cine era? Era guvernul Ciubuc, era guvernul Sturza și cred că unul dintre ei chiar a încercat să-și toare niște cenușuri pe cap. Nu știu dacă e suficient. Știți, facem câte o măgărie și după asta ne cerem, aparent, ne-am cerut scuze. Nu. Este o crimă împotriva Republicii Moldova cedarea rețelelor către ruși. Că să revenim în prezent. Există o crimă? S-a făcut o crimă în raport cu cetățenii prin negocierea asta? Asta o să o demonstrez o anchetă. Haideți să vedem ce spun autoritățile. Deci autoritățile au declarat simplu și clar că s-a obținut un contract avantajos în comparație cu prețul care este pe piață. Și am văzut că prețul ăsta variază iarăși. Cetățenii trebuie să achite diferit în funcție de... Am făcut și o postare, domnule Galben. Autoritățile ne compară prețul cu cel pe care se negociază la pe piață. Nu. Păi atunci trebuia să te duci la pe piață să negociezi. De ce te duci la Moscova? Păi dacă te duci la Moscova și dacă nu ai reușit să-ți pui în valoare tot ce ai în momentul de față, să valorifici, dacă vrei, într-o situație de criză poate era de valorificat situația pe care o avem noi cu Transnistria. Ce fac transnistrenii astăzi? Plătesc de 11 ori mai ieftin decât noi. Cine a avut cel mai mare interes în semnarea acestui contract în condițiile de nedominare sau, cum să zice, să fii dominat? Cred că rușii. Și-au obținut. Cine s-a grăbit să ne spună că au propus formula de formare a prețului? Autoritățile moldovenești, nu-i așa? Ei au venit și ne-au spus, noi am fost cei care am propus formula. Acum, eu mă retrag și las pe cetățenii mei, conaționalii mei, să vină și ne spună. Sunt mulțumiți de abordările celor de la guvernare sau nu sunt mulțumiți? Dar un lucru pe care vreau să insist și am vrut să spun ceva mai târziu. Am să rog pe colegii mei să ducem la bun sfârșit ideea de a lansa o petiție națională cu privire la transparență în ceea ce înseamnă acest contract. Transparență. Nu vreau nimic mai mult. Nu vreau politică, nu vreau funcție. Deci, nu vreau efectiv nimic. Să fie vreau publicat. Ca și cel care plătește azi factura, ca și dumneavoastră, să știu cine, cum și care au fost clauzele, a semnat acest contract și care au fost clauzele acestui contract. Solicitarea din partea platformei, da, de a cere demisia domnului Spânu și a șefului de la Moldova. Da, pentru că el a negociat. În mod normal, părerea mea este că acest guvern s-a demonstrat a fi unul eșuat, pentru că a eșuat și ceea ce înseamnă reforma justiției, a procuraturii, și ceea ce înseamnă gestionarea COVID-ului, și ceea ce înseamnă, iată, această criză energetică, modul în care a fost gestionată. În mod normal, ar fi trebuit să cerem tot demisia la întregul guvern, pentru că se vede și capătă, pentru că se vede că suferă la capitolul calitate, la capitolul competență, expertiză și așa mai departe. De ce n-ați cerut acest lucru? Păi, demisia întregului guvern. Păi, dacă se face responsabil de o putem cere în continuare. Eu v-am spus, acest guvern a eșuat. Prin ceea ce face, a eșuat. Uitați-vă ce se întâmplă la Ministerul Sănătății. Uitați-vă ce se întâmplă. Noi ne facem că nu este acest nou virus. Există. Cu mai multă aplicare asupra lui, o să ne pomenim. Dar despre asta cred că o să aveți și alte întrebări. Cum credeți? În ce măsură domnul Spânu își va da demisia? Nu știu. Întrebați-l pe domnul Spânu și își va da sau nu își va da. Vreau să înțeleg la modul practic, dumneavoastră, ce soluție? Apropo, numai secundă. Când mă întrebați pe mine, își va da, nu își va da demisia, m-am uitat astăzi prin presă. Ziarul de gardă. Vorbește despre declarația platformei, da? Și le mulțumesc celor de la Ziarul de gardă pentru că au prezentat. Solicitată de noi, purtătorul de cuvânt al guvernului când vom avea un punct de vedere, nu a răspuns. Când va avea un punct de vedere, îl vom da. TD8. M-am uitat la dumneavoastră dacă ați dat o știre. S-a dat o știre. Întrebat domnul Spânu, nu ne-a răspuns la telefon. Domnilor, vreau să le spun celor de la guvern, de la președinție, de la guvernare, foștii noștri parteneri. Păi noi nu pentru asta am ieșit în stradă să ne batem cu Plahotniu, cu Dodon, cu toate lichelele oligarhice.
ca să ajungem, ca să ajungi voi la putere și să ne faceți în întuneric, să ne țineți în întuneric? Să nu ne răspundeți la telefoanele presei, să nu ne spuneți, pentru că de fapt nu presa e, nu de presă mă preocup eu acum. Mă preocup de cetățenii Republicii Moldova care ar trebui să răspundă. Dom'le, ce vrei să-mi spui la capitolul ăsta? Ce vrei să-mi spui la capitolul ăsta, nu? Aici avem o mare, mare problemă. Transparența. Vorbind... Și dacă nu se va întâmpla acest lucru, s-ar putea ca într-o bună zi să se pomenească cu oamenii pe scările instituțiilor. Asta este. Protestant. Pentru că tu poți să ascunzi orice, dar dacă te joci cu adevărul, dacă te joci cu lucrurile esențiale, dacă vreți, nu știu, iar pentru mine adevărul este esențial, cred că aici vor avea probleme. Negocieri cu Federația Rusă. Noastră știți foarte bine ce forță este la nivel internațional Federația Rusă. Republica Moldova nu prea contează. Am văzut că cineva dintre oficiali au confirmat faptul că a fost nevoie să apeleze la ajutorul liderilor europeni pentru a obține un preț în viziunea autorităților avantajos. Cum ați fi negociat dumneavoastră dacă ați fi avut această posibilitate cu Federația Rusă? Și nu este cumva naiv să credem că noi putem impune Federației Ruse regulile de joc? Nu e deloc naiv să-mi demonstreze cineva că s-a dus acolo stând în picioare. Nu. Dar cum s-au dus? Așa cum s-au dus, domnule Galben. Deci, până când nu-mi face cineva dovada că acolo au fost negocieri, nu mă poate nimeni convinge. Nimeni nu mi-a făcut dovada deocamdată. Mi s-au făcut postări pe Facebook că a dominat. Cine a dominat? Tânărul liberal-democrat? A dominat în fața cui? În fața lui Miller? Noi despre ce vorbim? Dar dacă tot îmi spuneți că e naivitate sau nu e naivitate, m-ați întrebat că e o forță totuși Federația Rusă, nu-i așa? În fotbal putem compara cu Realul. Nu vă place Realul, putem compara cu Barcelona. Federația Rusă cu o echipă sau cu... Da, putem, nu? Păi uite că Șarif s-au dus și au bătut Realul acolo. S-au dus cu motivat, s-au dus cu o strategie, probabil. Ați văzut vreo strategie? Dar totuși negocierea contractului nu este un meci de fotbal. Am înțeles. Pe mine mă interesează. S-a făcut negociere sau nu? S-a luat în calcul situația pe care o avem noi, geopolitic? Pentru că s-a făcut aici foarte multă tivatură pe geopolitică. Iar asta e esențial. Să vezi care este interesul Rusiei în această zonă. Care este interesul Rusiei pentru Transnistria? În condițiile în care Transnistria, repet, plătește un preț cu 11... Deci se adună datorii acolo în continuu. Se adună. Și ce am făcut noi? Am apelat la străini. Foarte, foarte bine. Dacă avem parteneri și îi putem implica, să îi implicăm. Dar cine va plăti totuși prețul? Oare chiar acei străini s-au gândit cel mai mult la Republica Moldova sau la interesele lor? E o întrebare la care vom răspunde peste 3 ani de zile, domnule Galben. Și cel mai important, peste 2-3 ani de zile, va trebui să răspundă la această întrebare procurorii. Pentru că prețul pe care îl plătim astăzi, că e în lei, că e în dolari, că e în euro sau în altceva, o să-l cunoaștem ceva mai târziu. Prețul ăsta încă poate fi majorat. Prețul ăsta ați văzut putea să nu fie declarațiile de astăzi. De ordin pecuniar. Aici e mare problemă. Ați văzut ce a declarat domnul Spânu astăzi, da, că prețul poate fi majorat. Da. Deci Gazprom va solicita în reului majorarea. Da, și noi am cerut renegocierea contractului, dar din alte perspective decât cele pe care le vede Gazprom. Sunt umilitoare condițiile, sunt sigur că sunt umilitoare, sunt dezavantajoase și sunt discriminatorii la adresa cetățenilor Republicii Moldova, care sunt ostatici. În acel contract ni se spune, cel puțin am văzut din corespondența pe care am avut-o acum 3-4 săptămâni în urmă, da? Am văzut că cu 48 de ore înainte, dacă nu este plătit în avans sumele, se închide. Cine putea să semneze așa ceva? Iar omul, se pare, așa cum spune Maria Ciobanu, parcă am văzut o postare la ea, am impresia că nici măcar nu știe ce a semnat. Când era sumat de către ruși că trebuie să plătezi, zice că încă nu a ajuns scrisoarea la mine. Și dumneavoastră mă întrebați pe mine cu ce drept îi cerem astăzi demisia lui Andrei Spânu? Ia uitați, avem o declarație aici a domnului Lilian Carp, care susține că guvernul a expediat scrisori prin care cere Gazpromului să fie publicat contractul privind livrarea gazelor naturale. Iată, avem o inițiativă din partea autorităților. Foarte bine. S-ar putea să fie publicat acest contract în timpul apropiat. Ce va schimba asta? Oricum prețul la gaze se va majora, domnule Năstase. Și aici întrebarea e, chiar dacă noi vom vedea cum s-a negociat, care sunt condițiile, cetățenii Republicii Moldova, da, luna asta și luna viitoare, da, vor plăti mult mai mult pentru gazele consumate. Mă întrebați pe mine, eu tot vă plătim împreună cu ei.
Ce ar înseamnă asta pentru autorități? Am văzut declarația lui Spânu, care a spus că nu e nicio fel de problemă. Era 3-4 săptămâni în urmă, nu? Am primit și eu. Și toată lumea se întreba, oare și hibară sau și colibă trăiește? Asta de plătește mai ieftin decât plătește toată lumea. Un apartament cu o cameră plătește... Deci, domnul Gagă, eu mă bucur foarte mult, eu n-am văzut formatul emisiunii dumneavoastră, dar eu vă încurajez să chemați tot mai mult și mai mult la studiourile dumneavoastră, pe lângă opoziție, să chemați pe cei de la guvernare și să-i puneți în fața oamenilor. Îi chemăm de fiecare dată și ei vin deocamdată și asta ne bucură. Vreau să le spun inclusiv telespectatorilor în a doua parte a emisiunii, în a doua jumătate, vom prelua apeluri unde ne vor spune despre facturile pe care le-au primit pentru gazele naturale, dar acum vorbim despre revizuirea mecanismului de compensare, domnule Năstase. Da. Este unul dintre punctele pe care le-a menționat platforma ta în această declarație. Ce mecanism îl considerați potrivit? Și cel existent vi se pare ineficient? Indiferent de creșterea sau micșorarea prețului, trebuie să fie un mecanism compensatoriu, unul real compensatoriu. Nu faie verde. Pentru că da, tu îi dai omului de la... îi dai cele câteva sute de lei, dar îl ajută asta cu ceva? Îl ajută foarte, foarte puțin. În România, peste 6 milioane de oameni au suportul statului. În Republica Moldova, păturile social vulnerabile sunt mult, credeți-mă că sunt mult mai largi decât în România. Are grijă statul Republica Moldova, măcar în jumătate cât are grijă statul român? Nu. Haideți capacitatea să ne amintim de capacitățile Republicii Moldova în comparație cu România. Foarte bine. Și capacitățile Republicii Moldova în comparație cu cele României. Dar și capacitatea de plată a cetățeanului din Republica Moldova față de celui din România. Știți care sunt pensiile acolo? Știți care sunt salariile acolo? Iată, aici ar trebui Republica Moldova, statul Republica Moldova, prin guvern, prin toate instituțiile sale, să aibă mai multă aplicare față de cei care, cel puțin, care nu își pot permite. Cei de la guvernare ar spune că au câteva luni de când au preluat conducerea. Noi să știți foarte bine ce s-a întâmplat anterior în multe instituții. Știi? Știți foarte bine cine le-au condus, cum le-au condus și ce au făcut acolo. Știți, credeți că... Domnule Galben, scuzați-mă că întrerup. Doar în campanie electorală nimeni nu spunea că ceea ce promit o să facă după 4 ani de zile, nu? Bine. Eu vreau să văd, pentru că au trecut câte luni ați spus că au trecut? Bine, vreo jumătate de an. Au trecut, așa? Păi jumătate de an înseamnă 8 jumătăți. La 4 ani de zile sunt 8 jumătăți. S-au făcut, nimeni nu mă interesează în momentul de față, a 8-a parte din tot ce s-a promis? Nu. Aici e marea problemă. Promisiunile făcute și felul în care s-a mințit, și nu vorbesc acum doar de... cei care s-a aflat poate la 100 de zile. Bună. Deci, practic, 3 luni și ceva. Unde ați văzut dumneavoastră un raport al Ministerului de Interne? Unde ați văzut dumneavoastră un raport? Am văzut un raport al Guvernului. Mulțumesc. Eu vreau să văd un raport al Ministerului de Interne. De ce anume al Ministerului de Interne? A oricărui minister, a tuturor ministerilor. N-am făcut o cărțulie și am pus acolo de avalma și tot trâmbițăm la toată lumea că am scos din izolare. Iată că vin specialiști și spun că nu mai suntem chiar așa de scoși din izolare, cum ni se spune. Dar asta nu ține nici de foame, nici de sete. Haideți să încheiem cu gazul. Oamenii așteaptă locuri de muncă mai bine plătite, așteaptă niște pensii mai bune. S-a tot vehiculat că s-au crescut pensiile. Știți ce spun oamenii la țară cu care discut la țară sau din stațiile de troleibuz? Dom'le, dar mai bine le lăsau dracului așa și nu ajungeam la prețurile astea. Pentru că... Păi, dar, domnule Năstase, mi se pare straniu. Ce? Deci, oricum ar fi crescut prețurile. N-au crescut prețurile pentru că... Au crescut, dar o doză autoritățile au decis sau asta. Dacă vreți, un grad înalt de responsabilitate în acest sens o au și autoritățile. Pentru că n-au intervenit la timp, pentru că nu s-au îngrijit de negocierea contractului, s-au dus pe ultima 100 de metri. De ce nu s-a făcut mai înainte? De când sunt la guvernare? Nu se știa că expiră contractul? Nu se știa că trebuie renegociat? S-a știut. Și acum să-l aud pe domnul Spânu că de fapt, de vină sunt cei din 2006 care erau comuniști sau care. Înainte de publicitate să încheiem cu gazul, ați primit factura la gaz pentru luna precedentă? Se ocupă soția de asta și nu... N-ați văzut cu cât este mai mare? Ba da, am văzut. Și e mai mare, ca la toată lumea, domnule Galben. Eu nu sunt venit de pe altă planetă sau din altă țară, tot de aici sunt. Dumneavoastră veți renunța la compensația prevăzută de stat? Nu mi-am pus problema asta. De ce nu v-ați pus-o? Pentru că nu mi-am pus-o, pentru că este populism.
Pentru că statul Republica Moldova trebuie să ocupe de toți cetățenii săi. Lăsați avem cetățeni care au capacitatea să plătească gazele naturale consumate în comparație cu alții care nu au posibilitate. De acord. De ce fiecare dintre noi este în drept să suporte sau să facă anumite lucruri bune sau mai puțin bune. Nu este un populism cât se poate de urât. Dacă ați renunțat, n-am o problemă. Eu n-am o problemă să renunț. N-am o problemă. Întrebarea este de ce? De ce această guvernare, în loc să muncească mai mult, în loc să facă exact ceea ce a promis în campanie electorală, nu mie, mamei mele, care este pensionară de invaliditate. Ați renunțat sau nu la compensare, domnule Năstase? Domnule Galben, e decizia mea personală, cum e decizia mea personală ce voi face cu copiii mei, cu mama mea, cu părinții mei. Cine achită facturile la noastră în familie? Lăsați Republica asta cu populismul, că veți renunța, că nu veți renunța. Haideți să facem, dacă vrem să facem o pămană în viața asta, să o facem să nu ne știe nimeni. Ce fac ăștia? Își bat joc pur și simplu din nația asta. Își bat joc din nație, au grijă de imaginea lor, au grijă să nu răspundă, să nu se bage Năstase tot timpul în clienților. Revenim la acest subiect, mai avem încă o oră jumătate, doamnelor și domnilor, publicitate. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate cazuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Dosarele X cu Cătălin Горя. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vând. Asta e de la nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici.
Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate cazuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. La 18.50, Dosarele X cu Cătălin Горя. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты. Татур... Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc, invitat astăzi este domnul Andrei Năstase, președintele fondator al platformei Demnitate și Adevăr. Domnule Năstase, zic să încheiem cu gazele sau criza gazelor. Domnul Spânu astăzi a declarat că sunt un grup de cetățeni care își permit să achite factura la gaze. De asta și vă întrebam și pe dumneavoastră și solicită ca să... Da? Deci nu au nevoie de compensație din partea statului ca acești bani să meargă pentru cetățenii care au mai mare nevoie și au mai multe dificultăți. Cum credeți? Cât de mulți cetățenii doresc acest lucru? Populism de doi bani. Eu îl îndemn și pe Spânul și pe toți membrii guvernului și pe toate rudele lor, întâi de toate, dacă se poate, să facă ei acest lucru. Să nu se îngrijească de ce voi face eu, de ce va face un om de afaceri. Un om de afaceri trebuie susținut. Trebuie ajutat, ca să, mai ales în perioada asta de criză generalizată. Repet, este show de doi bani. Dumneavoastră aveți o emisiune, apropo. Doi galbeni, da, putem să facem și analogia asta. Eu vreau să mă întreb pe oricare cetățean, vecin de-a meu, conațional de-a meu, cum vede el lucrurile? Pentru ce alegem noi niște oameni la guvernare? Ca să muncească, ca să slujească cetățeanul. Nu invers. Ori dacă se întâmplă acest lucru invers, am avut experiența asta mai veche, mai recentă, cu ce suntem altfel decât am înțeles ceilalți? Populism. Haideți să reamintim telespectatorilor că avem și televoting astăzi. Întrebarea e dacă Andrei Năstase merită sau nu să revină în guvern. Transmiteți SMS la numărul 380 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Acum deja avem rezultatele votării, sunt 50-50. Aceste rezultate cu siguranță se vor modifica pe parcursul emisiunii. Mergem mai departe. Vorbim despre activitatea guvernului. Ați menționat deja. Este vreun minister de activitatea căruia sunteți mulțumit? Bine, n-aș putea eu să mă apuc acum să vorbesc și pe domeniul culturii și pe toate, că nu sunt specialist în toate. V-am dat câteva domenii la care m-am uitat. Agricultura, economia. Ce se întâmplă acolo? Producătorii autohtoni suferă. Mă interesează și sunt sigur că vă interesează și pe dumneavoastră, mai ales pe cei de acasă, pe cei de la țară. Cât de multă diligență, cât de multă aplecare, cât de mult efort, sacrificii au făcut acești doi miniștri și ministerele pe care le reprezintă să avem mai bune piețe de desfacere, să punem în aplicare o normă, totuși să ducă normă aplicare, sunt sprijiniți producătorii autohtoni, oamenii care produc, ca să-i avem pe rafturile din magazine, pentru că toți ne dorim pe rafturile din magazinele noastre să avem totuși un product autohton. De ce nu-l avem acolo? Este. Ei, da. Păi avem. Vreți să mergem, facem un exercițiu? Avem un market care lucrează 24 de ore. Mergem acolo să vedem ce poamă să cumpărăm. Vreți? Domnule Galben, parcă nu trăiți tot timpul haideți, la Istanbul. Haideți să analizăm, doar o secundă. Haideți. Deci, dumneavoastră considerați că pe rafturile supermarketurilor din Republica Moldova nu sunt produse autohtone pentru... Eu consider că ce? Eu, în calitate de membru platformei DA, că a fost deputat și ministru, am promovat o lege prin care în Republica Moldova 51% din producție să fie de origine autohtonă. Știți dumneavoastră cât de mult m-am bătut la guvern cu colegii mei. Eu eram unul în acel guvern. Unul de la platforma DA. Și acum poate că regret. Cumva regret dacă m-aș gândi mai la mine sau numai la platformă. Știți cât de tare m-am bătut? Știți de câte ori au tot retras legea colegii mei din PAS?
să vă spun, Alexandru Stusa. Legea ca să fie mai multe produse autohtone pe rafturile magazinelor. Da. De ce au retras-o? Păi da, până la urmă președinta nici măcar nu a promulgat-o pentru că a considerat că contravine acordul de asociere în fals și că, uite, că ar face mai rău prețul. Deci doamna Sandu n-a promulgat această. Nu despre doamna Sandu vorbim acum. Vorbim de principiu. M-ați întrebat de producători autohtoni. Întrebarea mea este față de dumneavoastră, că poate ne aud și cei de la guvernare. Se poate face mai mult pentru producători autohtoni? Se poate. Nu se vrea sau nu se cunoaște cum. Care ar fi raționamentul? De nu ce știu. Nu? Ce se dorește nu ca producătorii știu. Autohtoni avem să-și încheie activități? Domnule Dorin Galben, noi avem abordări diferite. Pe domeniul agriculturii, în platforma Demnitate și Adevăr, mai bun decât Alexandru Susar nu este. O să vin aici și o să vă fac o teorie întreagă și o să vă aducă și toate argumentele cum și ce trebuie de făcut. Noi ne-am bătut pentru o lege care să protejeze producătorul autohton. Acea lege nu a mai fost promulgată. Alte ministere? Altele. Vă sunteți mulțumiți dumneavoastră de Ministerul mi-e cel mai cunoscut. De interne. Ministerul de interne. Dar dumneavoastră, cum apreciați activitatea doamnei Ana Revencu? Slabă. De ce? Uitați-vă la rezultate. Ați văzut dumneavoastră statisticile cu privire la criminalitate? Vedeți-le. Vedeți-le. Ați încercat accidentele? Să-i dați o mână de ajutor? Am spus-o la modul general, pentru întreaga guvernare, platforma DA este deschisă pentru colaborare, pentru cooperare, pentru furnizare de expertiză, de experți, dacă vreți. S-a solicitat expertiza? Niciodată. Niciodată. De ce credeți că nu știu. Nu solicită ajutor? Dumneavoastră mă întrebați pe mine, trebuie să întrebați pe ei. M-ați întrebat despre calitatea. Eu trebuie să le mulțumesc și le mulțumesc pe această cale polițiștilor care au descoperit acest caz cu uciderea acelui tânăr, acelui copil. Și sunt acolo, sunt foarte mulți profesioniști. 100, nu mai știu cât spuneau că au fost dați afară, cadre, ofițeri, chestii. Păi asta nu-i de laudă. Oamenii trebuie... Păi, dar oamenii care au făcut parte din vechiul sistem. Foarte bine, pentru asta sunt instanțe de judecată. M-ați văzut pe mine să dau așa în stânga și în dreapta? Câte pietre am luat eu în cap, că n-am făcut-o cu ăla, că n-am făcut-o cu ăla. Păi dacă eu făceam așa, cum li se pare unora, cu ce era mai bun decât Plahotniuc? Doar pentru faptul că au fost într-un alt sistem. Am să vă spun ceva. Dați-mi voi 30 de secunde să vă spun un caz. Aveți raportul acolo. O să găsiți un lucru pe care nu-l cunoaște foarte multă lume. Sunt unicul ministru care am rezolvat o problemă de ani de zile. Nu unic. Sunt ministru care am rezolvat o problemă cu care se confruntau toți anchetatorii. Când era vorba de făcut o expertiză ADN, n-avea unde o face. Știți de ce? Pentru că era o birocrație și o gâlceavă de asta între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne. Când m-am dus la Ministerul de Interne, un domn, n-am aprobarea lui să dau numele, a venit la mine și mi-a spus: domnul Năstase, aveți raportul meu de eliberare. De ce? Eu am făcut parte dintr-o altă echipă. Am înțeles. Dar înainte de a vă elibera, nu ați vrea să puneți pe hârtie toate problemele care le are ancheta? Da, vă le pun. Mi le-a pus, a spus: du-te și muncește acolo. L-am verificat dacă nu a făcut porcării, dacă nu a fost implicat în cazul lui Petic, nu a fost implicat în cazul jurnaliștilor interceptați, în cazul ambasadorilor interceptați, a opoziției și mai departe. Nu. Iată că datorită acelui domn, și le spun tuturor celor care fac anchetă la Ministerul de Interne să se roage de sănătatea lui, în 2 săptămâni de zile am rezolvat problema expertizei ADN. Știți ce înseamnă asta? Ceea ce anterior anchetatorii trimiteau fie în România sau în alte părți, se rezolvă aici, la Chișinău, contra la niște bani. Dar deci, cazul Cavcaliuc, domnule Năstase, dumnealui menționa un lucru destul de curios, că dumneavoastră îl rugați să rămână și el pleca. El a spus acest lucru. Așa, și dacă el l-a spus... L-ați rugat pe Gheorghe Cavcaliuc să rămână în sistem? Domnule Galben, uitați-vă la mine ochi. Dumneavoastră cât preț puneți pe o declarație de-a lui Cavcaliuc? Eu nu pun nici 2 bani. Nici 2 galbeni nu pun. Nici 2 bani, cum vreți. Păi eu acum trebuie să dau socoteală la tot felul de criminali care și-au bătut joc de atâția și atâția oameni. Păi acest Cavcaliuc era cel care... Instanța încă nu s-a expus. Secundă. Deci deocamdată el nu este considerat criminal. Am acces la niște informații. Eu îmi pot permite... Trebuie să operăm. Domnule Galben, ce informații? Dumneavoastră sunteți unul dintre jurnaliștii, unicul de fapt, care v-am dus în dormitorul meu. Sună foarte provocator. Îmi pare rău. Am filmat un interviu. Eu nu sunt de altă orientare, sunt ok și dumneavoastră probabil la fel, așa că n-ar trebui să vă pare rău. V-am dus în dormitor să vă arăt unde am fost filmat. Știți la comanda cui am fost filmat?
Mi-ați promis că mă duceți, n-am fost în dormitor. Atunci ați zis că... În toată casa v-am dus, da. Deci mi-ați promis, am fost în... Nu, n-ați filmat în dormitor, da. N-ați filmat, nu că nu... Deci ați fost filmat în dormitor. Da. Deci și dumneavoastră credeți că eu trebuie acum să analizez declarațiile unui nemernic, unui căutat? Păi mâine, păi mâine o să vină Plahotniuc și o să vă spună la fel. Eu ce trebuie să spun? Preț pe declarațiile lui Plahotniuc? Adică, sunt serios. El trebuie... Știți, da, dacă vreți adevărul, l-am pus pe acest nimeni, pentru că a doua zi era, dacă vă amintiți, era, aveam o inițiativă cu toții atunci, pe care, slava Domnului, că am oprit-o la timp, să facem o mare, mare adunare în Piața Mare a Adunării Naționale, când deja fugise Plahotniuc și astea, da? Și a spus, asigură ordinea publică. Haideți să precizăm aici. Ce-a făcut? Vreți să vă spun? Eram la guvern, împreună cu toți membrii de guvern, l-am chemat pe el, care era... adjunctul șefului poliției din Republica Moldova, el era responsabil de asigurare asta. Și repede, când a auzit care e situația, repede a fugit și a chemat postul de televiziune controlate atunci de Plahotniuc, nu știu dacă și acum, și a făcut o conferință de presă. Duceți-vă și analizați faptele, nu declarațiile unor fugari. Am înțeles. Ca să precizăm cu vizita în dormitor. Noi am filmat un interviu pentru YouTube, dar este extrem de important, domnule Năstase, să menționați de către cine ați fost filmat în dormitor. Unde sunt aceste imagini video? Le-ați văzut? Vi le-au prezentat? V-au șantajat cineva cu ele? Ascultați-mă. Am mai spus acest lucru. Am avut acces, am avut posibilitatea să intru pe toate dosarele pe care am vrut eu, dacă aș fi avut un interes. M-am ținut cât se poate de departe de ele. Am făcut tot ce mi-a stat în putere, să fie intentat dosarul penal pe uzurparea puterii în stat. Iar aici, în acest dosar pe uzurparea puterii în stat, puteau intra toate dosarele. Și felul în care a fost blocat accesul în Ministerul de Interne și alte instituții din stat. Și interceptările ilegale. Și tot, acolo trebuie să investigheze. Eu deocamdată, deci, nici de la fosta procuratură, nici de la această procuratură, nu am răspuns ce se întâmplă cu dosarul uzurpării puterii în stat. Am făcut tot ce mi-a stat în putere, încât astăzi avem în instanța de judecată trimis un dosar pe toate interceptările, inclusiv, nu știu dacă dumneavoastră le arătați acolo sau nu, și a unor jurnaliști, și a unor lideri de opinie sau formatori de opinie. Dar cazul dumneavoastră nemijlocit... Nu mă bag în cazul meu, pentru că ar fi o nedreptate. Eu m-am ținut departe. Eu am calitate, în momentul de față, am calitate de victimă în cazul meu. De unde știți că ați fost filmat, întrebarea-i, în dormitor? Ați găsit... Da, domnule, păi v-am mai spus asta. Aveți interviul de acolo. Vreți să repetăm de 100 de ori? Deci ați găsit camere. Eu v-am camere. Adus în discuții că ați mers acolo pentru că am avut deschidere, toată deschiderea față dumneavoastră și v-am dus chiar și în casa mea. Asta am vrut. Așa. Am direcția 5. De către cine a fost eliminată? Mă întrebați pe mine? Păi, chiar știm. De mine. Chiar de mine. Așa, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmpla? Lucruri grave. Eram într-o zonă de nedescris, pur și simplu. O să o găsiți și în acest raport. Mai puțin s-a vorbit despre acest lucru, doar că imediat după ce am plecat eu de acolo, apropo, chiar în perioada când am eliminat, am desființat, pur și simplu, câți direcția 5. Câți angajați erau acolo? Mai mulți, zeci de angajați, n-am să vă spun acum exact, pentru că erau. Când am desființat-o, vă amintiți, tot Cafcaliucii, toți cei care astăzi șed împreună cu Damir închiși, era unul de la Bălț, am uitat cum e familia, nici nu mă interesează, scriau pe Facebook și trebuia să dau socoteală. Au ce-o scris? Cojocarul oarecare. Ia că acum așa de închis. Păi asta se întâmplă, domnule. Deci e un motiv de mândrie că ați lichidat direcția 5. Nu este vorba de motiv de mândrie. Eu am făcut ceea ce trebuia de făcut. Corect. Eu acum vă întreb în contextul în care ați spus că e incorrect ca actuala guvernare să laudă prin faptul că a eliminat mulți oameni din sistem. Dumneavoastră câteva zeci de persoane. Stați puțin. Păi da, ei ar argumenta același lucru, că au desființat anumite direcții sau au dat afară oameni care, sau grupări. Nu dat afară, chemat în cabinet și dat afară. Dar cum ați făcut cu direcția 5? Direcția 5 desființată, respectând toate rigorile legii, nu ca să-i dai afară și mâine... Exact același lucru l-ar spune, respectând rigorile legii, pas cu pas. Înțeles. Verificați. De asta există presă independentă, presă de investigație. Să verifici modul în care a acționat Andrei Năstase ca orice. Ca orice, în orice instituție aș fi funcționat. Nu au fost prea multe instituții de stat. Și cum acționează alții? Eu am altfel de abordări.
chiar dacă îmi cerea societate, chiar dacă îmi pierdeam puncte electorale, chiar dacă pierdeam chiar și încrederea unor colegi de-ai mei care se așteptau că voi veni cu bâta și voi da la glezne. Eu sunt curios ce dau cu bâta. Cred și cei care legea, ne urmăresc. Vreau să reamintesc că legea e mai presus de orice. Cu siguranță. Vreau să reamintesc despre întrebarea de la Televoting, dacă Andrei Năstase merită sau nu să revină în guvern. Transmiteți SMS la numărul 3801 pentru da și 2 pentru nu. Acum avem rezultatele votării pe ecran. Foarte strani rezultate ale votării. 50-50, acum 99. Erau 50%, acum 99% nu. Deci cineva înțeleg că votează masiv. Cred că v-ați făcut un deserviciu cu acest lucru. Pe mine nici nu mă încălzește, nici nu mă răcește, dar mă tem că vor fi multe speculații. Mai avem până la sfârșitul emisiunii, așa că neapărat vorbim despre activitatea actualului guvern, în special a prim-ministrei Natalia Gavriliță. Cum o apreciați? La fel v-am spus, dacă v-am spus la bunul început al emisiunii noastre că... Deci ați vorbit despre anumite ministere. Este un guvern eșuat, asta pot să vă repet și acum. Este un guvern eșuat. Dar dacă vorbim personalizat despre prim-ministră, declarațiile pe care le face, nu, abordarea... Nu sunt analist politic ca să vorbesc despre declarații. Cred că mai bine Natalia ar trebui să mai mult să tacă și mai mult să facă, da? Sau mai puțin să vorbească și mai mult să facă, pentru că face un deserviciu. Atunci când iese și vorbește, s-a văzut. În mai câteva rânduri a făcut un deserviciu guvernării. Și eu spun cu durere chestia asta, pentru că am fost împreună cu Natalia într-un guvern. Noi ideologic nu avem diferență cu cei care se află astăzi la guvernare. Suntem parte aceleași familii politice europene. Abordările noastre sunt diferite. Eu să fac trimitere la o declarație pe care ați făcut-o într-un interviu recent pentru Tribuna.md. Marea problemă a acestei guvernări este lipsa totală a unei viziuni privind reformarea țării în interesul cetățenilor de acasă și din diasporă, promisă oamenilor în campanie electorală și compromisă deja în debutul mandatului prin incompetența oamenilor de partid înregimentați în structurile de stat. Niciun partid din Republica Moldova nu are capacitatea de a oferi în totalitate de unul singur garniturile administrative necesare bunei funcționări a statului, ați declarat dumneavoastră. Da. Deci, tot ceea ce se întâmplă acum e din cauza că nu există oameni buni în PAS? Nu. Eu n-am spus că competenți, nu există, profesioniști? Nu există suficienți pentru toate garniturile. De ce nu au apelat ajutorul platformei? Da. De ce nu au invitat colegii noastre? Asta ar trebui să-i întrebați pe ei, nu pe mine. Am fost deschiși, dumneavoastră, percepția dumneavoastră personală, a fost platforma DA deschisă pentru cooperare sau nu? A fost platforma DA pentru coagularea tuturor forțelor pro-europene, pro-românești în țara noastră, capabile să livreze niște rezultate? A fost. Ei, răspunsul la întrebare de ce nu s-a produs acest lucru, în altă parte. V-a supărat că nu ați fost invitat în guvern sau în instituțiile statului după victoria PAS-ului? Dar dacă v-ar fi invitat, ați fi mers? Am fi discutat instituțional la nivelul partidului. Partidul are o echipă de conducere. Și bineînțeles, am fi discutat. Dumneavoastră a spus că sunteți unul dintre cei mai sau cel mai eficient ministru de interne. Nu, eu n-am spus asta. Sau prin activitățile pe care le-ați menționat aici. Domnule Galbe, haideți că eu măsor și vorbele și tot. V-am rugat, v-am dat raportul meu și v-am spus să-l comparați cu a oricărui alt ministru. Asta pentru eu ce? Eu nu am niciun fel de problemă. În comparație sunteți... Să fiu comparat. Să mergem să vedem ce a făcut unul, ce a făcut altul. Eu nu umblu cu boietul buzilor. Eu am văzut ce se întâmplă astăzi la poliție. Sunt și lucruri bune care se fac acolo. Dar eu n-aș vrea să merg numai pe a arăta că, uite, poliția rutieră s-a schimbat sau nu știu ce acolo. Nu, la fundament acolo trebuie umblat. Știți la ce am umblat eu? La instruire. Primul lucru care l-am făcut erau două grupuri de oameni, cel puțin, dacă mi-amintesc bine, de 25 de oameni, care trebuiau să fie instruiți de către români, de către baltici, de către americani, de către europeni, nemți și așa mai departe. Acolo, la bază, la fundament trebuie de umblat. Dacă azi băim buzele, mâine o să vin un voicu, că după mine a venit el. Și i-a adus pe toți cu mătrii și înapoi. Pe toți i-a adus. Și pe cel de la Băl, și pe cel de dincolo. Pe toți i-a adus acolo. Deci, nu, la fundament trebuie de umblat. La mentalitate, deci, la instruire. Deci, eu înțeleg că sunteți la... mândru de activitatea pe care ați făcut-o fiind absolut în fruntea Ministerului de Interne. Asta voiam să precizez. Ați revenit în această funcție, domnule Năstase? Se zice că de două ori în aceeași apă n-ar trebui să intre, dar
așa cum am mers atunci, din nevoie. Pentru că eu nu eram... Întrebați-o pe doamna Sandu. Dânsa m-a rugat să merg acolo, n-am mers eu... Deci doamna Sandu v-a rugat să... Da, a fost spus funcție. Că este nevoie. Nu l-a acceptat alte candidaturi de la noi din partid, cele care erau disponibile să meargă. Și atunci... Ăsta este un credit de încredere. Maia Sandu a avut încredere în... Bine, și eu am avut odată încredere și... Acum nu mai aveți? Păi, mai greu. N-am avut promisiunea că voi fi susținut așa cum am susținut și eu la funcția de premier și n-am mai fost fi. Atât, domnule Galben, prefer să mă uit înainte, nu am niciun fel de regrete pentru trecut. Mă tot întreabă lumea de 2016, 2018, nu, de cine am mai întoarce în spate? Haideți să ne uităm înainte, haideți să vedem cu ce putem ajuta acolo unde se poate de ajutat. Și cum putem îndrepta lucrurile acolo unde vedem că se greșește? Acum o întrebare, aparent, nu știu, personală sau de percepție, cum credeți, foștii dumneavoastră colegi din Ministerul de Interne, vă duc dorul? Întrebați-i pe ei. Erau opinii împărțite. Atunci unii erau mulțumiți de activitatea dumneavoastră în calitate de era cineva, ministru. Alții spuneau că anumite lucruri nu funcționează. Chestii. Cineva s-a eliberat atunci, a zis că ăsta nu știe să lucreze. Și îmi spune, un jurnalist. Un jurnalist, mi-aminteam acum, m-am dus la tot așa la o emisiune și îmi spune, nu știu dacă era jurnalist, probabil operator, sau zice că, domnule, vorbesc cu ăștia din minister, chiar cu niște drujbani, cum le-a zis el, zice că ăsta nu se poate de lucrat. Și așa l-a insistat, dar cine nu se poate? Da, eu nu... cu dânsul nu faci treabă, nu faci chestii. Ce să vă spun? Probabil unii au fost nemulțumiți. Pentru că eu am fost corect, dar am fost poate și dur pe anumite cazuri. Dar m-am străduit să fiu corect, să nu încalc legea, să o pun în aplicare. Eu vreau să vă spun că ceea ce am făcut eu la Ministerul de Interne, foarte puțin miniștri au făcut. Eu niciodată nu i-am calificat. Cea mai mare reușită? Am lăsat în urma mea un minister de interne depolitizat, angajat în slujba cetățeanului și cu un angajament ferm că niciodată nu va mai funcționa împotriva lui. Ați lăsat și un crucifix acolo. Da. Ce părere aveți despre soarta acestui crucifix? Sunt mândru. Eu l-am instalat, ăștia l-au dat jos. Ăștia cine? Ăștia de la guvernare. Astăzi, scoaterea cu crucifixului de acolo, să nu-mi spună cineva că au făcut o instanță de judecată. Instanța de judecată a decis că nu este discriminatoriu, că nu se întâmplă absolut nimic, că este un lucru absolut corect că stă acolo. Iată că s-au venit vremurile bune și s-a schimbat. Credeți că actuala guvernare influențează deciziile, deci decizia instanțelor de judecată? Trebuie să fie asumată plenar de către actuala guvernare. Păi, dar vorbim de o decizie a instanței, domnule Anastasie. Nu, dar noi avem o decizie care spunea că nu trebuie scos. Și ulterior? Și imediat a venit a doua. În primul rând, legal. Este ilegal. Este împotriva tuturor principiilor dreptului. Nu poate, pentru că era o hotărâre de judecată care ținea de autoritatea lucrului judecat. Nu poți să vii cu o altă hotărâre decât dacă o revizuiești pe cealaltă. Și vreau să închid acest subiect, n-aș vrea să mai discut la acest subiect, mi-am promis la Crăciun, da. Nu, e dureros pentru mine, mi-am promis la Crăciun că nu voi mai vorbi, l-o lăsa în seama Domnului să facă el, să decidă cine și ce merită. Mă pomenesc într-o bună zi, să nu ne pomenim cu toții într-o bună zi, că va veni un neica oarecare și va cere ca toate răstignirile de la intersecții sau de la comisariatele de poliție care acolo unde au fost ridicate în cinstea celor care s-au jertfit pentru independența Republicii Moldova, să fie scoase. Sau poate va veni cineva și va fi deranjat și de crucea din ciocul acvilei de pe stema de Republicii Moldova. Înțeleg aluzia. Vorbim despre salarizare. Da. Eu am mai multe aspecte, am înțeles. Dar vreau după pauză să discutăm despre salarizare. Sigur că ar putea să se întâmple orice în Republica Moldova. Vreau să vorbim inclusiv despre sistemul de salarizare și despre discuția din jurul Curții Constituționale, inclusiv acuzațiile la adresa domnicăi Manole. Dar deja, domnule Anastasie, în cea de-a doua oră de discuție, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, revenim la Freedom cu Andrei Anastasie, președintele fondator al
al platformei Demnitate și Adevăr și tot în a doua jumătate vom prelua apeluri de la telespectatori și o să vă întrebăm dacă ați primit factura la gaz și care sunt impresiile. Rămâneți alături de noi! Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate casuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Dosarele X cu Cătălin Горя. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mi-rușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vând. Asta de la TV8. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate casuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Dosarele X cu Cătălin Горя. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить.
Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mi-rușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vă... Asta e de la TV8. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel. Și am aflat răspunsuri, am analizat, iar tu... Am revenit în a doua oră a emisiunii Freedom. În această zi discutăm cu domnul Andrei Năstase, președintele fondator al platformei Demnitate și Adevăr. Vreau să fac o precizare extrem de importantă. Rezultatele televotingului apar în aceste clipe pe ecran. Anterior apăruse rezultatele neprocesate. Acum sunt procesate peste 200 de voturi și avem 55% care consideră că domnul Andrei Năstase ar trebui să revină în guvern. Dar televotingul continuă, aveți numărul afișat pe ecran și transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și 2 pentru nu. Rezultatele vor rămâne pe ecran. Domnule Năstase, vedeți aici, da? Iată tendința. Oamenii vă vor. Vă spun de la bun început, nu mă interesează așa ceva. Ceea ce mă interesează în momentul de față este cum pot, împreună cu echipa platformei, da, să mișcăm lucrurile spre bine. Să reacționăm atunci când se fac lucruri rele și, bineînțeles, să contribuim acolo unde se poate depus umărul. Nimic mai mult. Acum, televoting-uri din astea, eu am fost, mi-amintesc că am avut odată la Jurnal TV, eram cu Iurie Leancă și m-am întrecusă de vreo 4 ori. Și nu a durat foarte mult și Iurie Leancă, știți cum. Nu despre asta este vorba. Bine, să vedem până la finalul emisiunii. Ceea ce mă bucură pe mine este că am primit mai multe SMS-uri, inclusiv la telefoane pe care nu le cunosc și pe care mi-amintesc despre lucrurile bune. Și iată, în pauză, știți ce v-am întrebat? Că veniți la Buiucani. Ce este cel mai important lucru pe care l-ați simțit dumneavoastră pe timpul în care eram ministru? Noi vorbeam despre banda reversibilă. Și asta înseamnă că traficul s-a fluidizat. Ceea ce nu mai funcționează. Și întrebarea mea și a dumneavoastră ar trebui să fie de către cine? Către cine? Către minister sau către... Către cei care în loc să facă lucruri bune pentru oraș, împreună, că este vorba de primarul Ceban, că este vorba de ministrul de interne, dar tot împreună. Ei trebuie să facă lucrurile bune, să coopereze loial între ele. Dar ei pasează responsabilitățile astea. M-am uitat aici. Am un memorandum semnat între Ministerul de Interne, când era ministru de interne, și cel care deținea funcția de primar interimar atunci. Un memorandum pe baza căruia se pot face lucruri bune. Îmi scrie un cetățean de la telecentru. Zice, domnule, ați făcut două parcări gratuite de peste 400 de locuri și astăzi crește iarba pe ele. În fața la spitalul oncologic și unul în centrul capitalei. De ce nu se cooperează loial între instituții ca să... Deci se vorbește... Păi vedeți că există văd pe Ion Ceban, tot spune, deja mă deranjează. Cumva am să-i spun. Dom'le, se plânge, nu mai puneți mașinile pe cutare și pe cutare. Păi, dar unde să le pună? Dacă acolo ar fi trebuit să fie niște pavaj sau acolo ar fi trebuit să fie... Da? Sau să plângă ăștia că au căzut un stâlp pe viaduc. Nu le-i rușine. Păi îl cresc pe cioban ca pe drojdie. Tu când vii cu asemenea aberații, băi, alaibă, scuză-mă, Dumitru, că, da? Abține-te, domnule. Un stâlp pe viaduc putea să cadă cu cioban la primărie sau cu oricare dintre ei. Deci asta îi crește popularitatea lui Ion Ceban? Ceea ce îndemn pe acești domni și doamne să înceteze cu populismul, să se apuce de lucru la modul serios. Eu vreau proiecte de anvergură în țară și în oraș, dar mari proiecte. Proiecte de pe urma cărora să avem locuri de muncă mai bine plătite, să avem impozite mai multe plătite la... A fost aici în platou și a spus că face multe proiecte mari pentru Republica Moldova. Cum apreciați activitatea domnului primar? Mai bună decât a celui care a trecut și mai proastă decât a celui care ar fi trebuit să rămână în 2018 primar. Ce comparație! Dar nu este o comparație, este crezul meu. S-au putut, iată, aveți aici și probabil o să ne întrebați... Asta n-ați avut ocazia să faceți ceva. Iată, asta este programul meu de la primăria Chișinău din 2019.
Așa. Ceea ce fac acum împreună cu echipa mea la atât cât putem. Pentru că am ajuns 19 din blocul acum, vedeți? Aici și blocul acum scrie. Cineva a vrut să-l divizeze. Cine a vrut? Eram o forță, bineînțeles. Eram o forță, eram 19 oameni acolo, împreună cu cel de la PUN, împreună cu cei de la Pele. Și mai făceam o majoritate acolo, pro-europeană, serioasă. Astăzi avem cu totul altceva. Ce au făcut ei? Au dezbinat totul. Dar lăsăm într-o parte. Cu 13 oameni pe care avem la primărie Chișinău, astăzi, tot ce vedeți dumneavoastră, este și parte a contribuției noastre. Tot ce vedeți că se face în oraș, este și parte a contribuției noastre. Ni s-a cerut la un moment să nu votăm bugetul Chișinăului. S-a tot strigat, Doamne ferește, să nu votăm bugetul Chișinăului. Imaginați-vă că nu-l votam. De ce? Eu am fost trimis acolo, știți de ce? Pentru ce? Împreună cu colegii mei. Pentru că am prezentat un proiect, un program și am spus oamenilor ce voi face pentru ei, nu ce nu voi face. Iată, cei care nu vor să facă, să ducă să-i explice oamenilor de ce nu fac. În prezent, există voci care spun că ar exista o coaliție neformală între platforma DA din CMC și PSRM. Care sunt acele voci? Păi am văzut. Vă spun eu, niște putori. Niște oameni care nu vor să muncească. Am spus de la bun început, în campanie electorală, din aceste studiouri am spus, nu mă interesează majoritățile politice, ceea ce mă interesează pentru oameni e proiect. Ce putem face pe anumite proiecte? Dacă noi am făcut un proiect și voi veni și voi arăta în campanie electorală, prezidențială și parlamentară, platforma DA a trebuit să dea socoteală la aceste voci. Că au spus niște voci că am făcut noi alianță cu socialiștii. Asta în deci condiții... nu există. Nu există votați alianțe doar politice. Dacă este un proiect nu care rezonează alianțe platforma. Politice în ceea ce privește platforma DA și cu alte partide, socialist, șor sau de altă natură. Din păcate, nu mai avem o alianță nici măcar cu PAS, cu care am intrat împreună. Nu aveți consiliu. O alianță? Nu avem, pentru că ei au abordări diferite decât le avem noi. Noi avem abordări constructive, noi avem abordări de implicare, de pus umărul acolo unde spune, unde e de pus umărul. Dacă arde o casă, pe noi nu ne uităm de cui culoare are găleata lui Ceban sau Năstase. Stingem acea casă. Asta sunt abordările platformei. Ce face PAS-ul? Nu știu. Nu întrebați-i pe ei. Deci, inițiativa de a nu merge împreună pe anumite proiecte? Noi am votat... Vreți? Haideți să simplificăm lucrurile. Noi am votat bugetul. V-am dat argumentele pentru ce? L-am votat. Pentru ca să implementez programul pe care l-am propus și l-am promis oamenilor, celor din suburbii. Noi am obținut cei mai mari bani pentru suburbii. Platforma DA. Noi am obținut. De unde? Din buget. Pentru că din sărăcia care o avem, trebuie distribuiți aici, la suburbii oleacă, la oraș oleacă. Deci, platforma DA a avut o implicare constructivă. Domnule Năstase, haideți să revenim pe structura pe care ne-am propus-o ca să reușim mai multe aspecte. Deci, vorbind despre activitatea actualului primar, am înțeles poziția. Dar ca să fie foarte clar, noi am votat, ei n-au votat. Noi am făcut, ei au cred că e clar acest lucru, ați menționat. Vorbind despre plecarea. Ce părere aveți despre plecarea lui Ion Ceban din PSRM și inițierea unui nou partid politic? Cel mai probabil ar trebui să întrebați niște analiști politici. Dacă vezi... Sunteți politician. Haideți să analizăm. Pentru că se vorbește că Ion Ceban ar veni în locul lui Igor Dodon, care și-a pierdut din credibilitate și din relevanță. Cât de real este acest scenariu? Cel mai probabil patronii acestor domni și-au făcut niște calcule, au văzut că sunt într-un anumit impas cu pierdere de către socialiști a alegerilor și, bineînțeles, au făcut aceste vase comunicante. Adică, ceea ce pleacă de la PSRM nu se duc în altă parte. Mai greu să vină la platforma, da, dar totuși, având în vedere propunerile noastre de ordin social, de ordin economic, s-ar putea să vină și aici. Și atunci, bineînțeles, trebuie să fie un alt recipient. Care este raționamentul final? Deci doar ăsta? Să nu se piardă suportul. Dar poate e un ceva cel mai grav forță? Cel mai grav este că se va încerca și atenționez pe această cale pe toți pro-europenii și cei care pretind că sunt pro-europeni să nu îndrăznească să facă același lucru. Să mai facă vreo clonă, să mai scoată câte să mai facă câte un partiduț din ăstea, să-i adune și cu același scop ceea ce pierde astăzi PAS-ul în ceea ce înseamnă încrederea populației, să se ducă în altă parte. De unde vine? La platforma DA vine ceva? Deocamdată vine totul la platforma DA, pentru că platforma DA are abordări constructive, repet, are abordări serioase
Pe dar în sondaje nu este mare diferență. Nu știu, acum, ultimele sondaje la ce procent vă arată? Nu știu, nu mă interesează sondajele în momentul de față. Cum sub pragul electoral? Ce mă interesează este ca vectorul european să nu piardă din încredere cetățeanului, pentru că asta ar fi foarte și foarte grav. Vreau să vă amintesc și mă bucur că ați interviul meu imediat după neînțelegerea, cum spuneți dumneavoastră. Mă bucur foarte, foarte mult, dar am spus și atunci. Preocupările mele sunt mult mai largi decât cred unii. Nu mă interesează niște posturi, nu mă interesează niște funcții, nu mă interesează niște venituri ale mele. Ceea ce mă interesează este ca țara asta să înflorească, ca eu să pot să trăiesc aici împreună cu nevastă mea, împreună cu familia mea, să pot trăi normal, să văd, să am niște viziuni, să am niște perspective, să nu trebuiască într-o bună zi iară să-mi iau geanta, fie de frica lui Cutare sau Cutare sau de frica zilei de mâine, să plec în străinătate. Asta sunt preocupările mele și vreau să vă amintesc în 2015, și cel mai bine aici ar putea să vă spună unul dintre apropiații dumneavoastră, domnul Igor Boțan, vectorul european ajunsese de la 73% încredere a populației la 37%. Știți de ce? Pentru că au dezamăgit autoritățile de atunci. Exact, pentru că au dezamăgit prin hoție, prin corupție, prin incompetență. Astăzi avem poate mai puțină corupție, poate avem și mai puțină hoție. Vom afla încă. Dar credeți că actuala guvernare, în frunte cu PAS, e asta capabilă să întreprindă acțiuni de hoție? Ascultați-mă, în toate guvernele, în toate țările se fură, în toate țările există corupție. V-am spus, vom vedea ce s-a întâmplat cu acest... Cei de la guvernare se jură că nu fură. Vom vedea ce s-a întâmplat cu acest 1 miliard și 400 milioane care au ajuns la Gazprom, așa cum au ajuns. Și aici am cerut și vom cere în continuare o anchetă să vedem cum s-au produs aceste lucruri, cum a fost sau nu a fost respectată legea. Să nu ne pomenim, pentru că uitați-vă cu câtă ușurință s-a uitat. De Mierzinski, mai amintești cineva de Mierzinski care era pe la Centrul Național Anticorupție sau CCI? Mai puțin. Își mai amintești cineva de celălalt, cum îl chema? Dacă nu ne amintim, înseamnă că nu își amintește. Vedeți? Acum e la Curtea de Conturi, parcă nu? Nu-și amintește nimeni. Își mai amintește cineva de Lupu? Își amintește. Îl pune să fie paznic la oi, adică să verifice ce se întâmplă la Moldova Gaz. Oare de ce? Domnule Galben, și-mi pun o întrebare și îi rog și pe cetățenii noștri să-și pună o întrebare. Cum Dumnezeu se întâmplă că Andrei Năstase se retrage din curs în 2016? Există, intenție, o secundă. Năstase, o secundă. Veniți aici cu acuzații, ceea ce este incorrect față de aceste persoane. Nu vin cu acuzații, cu o întrebare vin. Cum Dumnezeu se întâmplă că în 2016, de dragul ca nici unul din oamenii lui Plahotniuc, nici Lupu, nici Dodon să nu câștige alegerile, Andrei Năstase se retrage din cursă, iar astăzi cel care conduce Curtea de Conturi este Lupu. Pentru ce fel de merite se întâmplă acest lucru? V-ați întrebat? Eu mă întreb. Și vreau și eu să știu, vreau un răspuns de la guvernare. De ce? De ce până astăzi nu e rezolvată problema Andreiului? Că s-au apucat să unească Andreiul cu... Să revenim cu Marian Lupu. De ce credeți că este încă în funcție acolo? Domnule... Ar trebui guvernarea să-l scoată din funcție? Bineînțeles. Are această posibilitate și capacitate? Din mult trebuie nu să face de ce? Lucru. Întrebați-i pe cei de la guvernare. Aveți vreo supărare pentru că niciuna. În prezent... Doar o secundă. Niciuna, întrebarea. Deci, în prezent, Maia Sandu este președinte. Partidul pe care l-a condus până a preluat această funcție este la guvernare. PAS-ul. Platforma, da, este sub pragul electoral, chiar dacă este în creștere, dar dumneavoastră atunci ați renunțat în favoarea dumneaei și asta i-a asigurat o ascensiune politică. Aveți vreo supărare? Niciuna. Personal? Decizia o regretați? Domnule Galben, știți ce regret eu? Am pierdut 4 ani de zile. L-am avut pe Dodon la Cârma Țării. Dacă asta regret. Ați fi fost dumneavoastră în locul doamnei Sandu, câștigați atunci în 2016? Știți cum, dacă doamna avea mustieți, poate era domn. Nu știm, domnule Galben. Acum, de cine mai întoarcem urmă? Eu spun că ceea ce s-a făcut... Eu am fost foarte mult criticat după aia. Oameni din anturajul meu spuneau de ce ai cedat. Chiar mulți dintre ei îmi puneau în cărcă că cineva m-a convins. Au existat oameni care m-au judecat prin prisma propriilor lor experiență. Ori m-au confundat și ei și am impresia că m-au confundat și dumneavoastră. Politic, ați făcut o greșeală, domnule Năstase. Politic pentru dumneavoastră, domnule... pentru formațiune. Și eu pe colegii dumneavoastră îi înțeleg. Da. Ei au pierdut atunci mult. Domnule Galben, dacă m-aș fi gândit în viața mea doar la mine și doar la găoacea din care fac parte, că este vorba de cea politică sau, nu știu, familială și așa mai departe,
N-aș fi fost eu. Păi acum, care este supărarea noastră? Doamna Sandu este președinte. Nu am o supărare. Partidul pe care îl conduce este la guvernare. Ar trebui să fiți mulțumit, pentru că în numele ăsta dumneavoastră ați renunțat atunci la mandat. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că fără gestul nostru din 2016, fără eforturile noastre ale platformei, da, din 2015 și până în prezent, nu exista PAS. Nu ar fi existat, pur și simplu. Înțelegeți sau nu? Datorită platformei, da, astăzi avem un alt fel de președinte decât Dodon. Datorită platformei, da, astăzi avem un alt fel de guvernare. Trebuie să fiți mulțumit. Da, dar în același timp avem și niște solicitări. Avem niște solicitări de transparență, de competență, de expertiză, pentru că nouă ni s-a spus în campanie electorală. Noi suntem, nimeni alții, noi suntem cei mai buni. Poftiți! Cine ne încurcă pe cei de la guvernare astăzi să facem lucruri bune pentru țară? Să facem reforme? Să facem locuri de muncă mai bune? Ei cred că fac reforme. Ei spun asta în emisiuni. Am înțeles, dar dumneavoastră ca și cetățean, dar cel care mă privește în momentul de față, sunteți de acord? Eu cred că cei care reforma sunt ieșuat, în guvern, care sunt în parlament, iau impresia că fac lucruri. Și într-adevăr, unii fac acolo, dar ăsta nu este obligatoriu, Gabi, vizibil pentru Gabi, public. Mi-am promis și o să mă certe nevastă mea acasă. Mi-a spus un nume pe sănătate, dar totuși vă întreb. Mi se pare că există reformă la procuratură în condiții în care Comisia de la Veneția vine și șterge pe jos cu ei? Mi se pare că este normal? Nu mi se pare. Domnule Galben, din punctul meu de vedere, domnul Sergiu Litvinenko împreună cu doamna Stamate, de mult trebuiau să plece. Unul din Parlament și altul din guvern. De ce nu pleacă? Nu știu, întrebați pe ei. Aici am înțeles. Acum întrebarea. A existat recunoștință din partea doamnei Sandu pentru platforma ta și dumneavoastră? Domnule, ați avut discuții? V-au spus aici Țâcu, parcă în emisiune. Dumneavoastră v-au spus sau cui i-au spus? Colegilor. Colegilor dumneavoastră v-au spus. Care a fost recunoștința din 2016. În 2018, când ne-am lansat în cursa pentru Chișinău și am câștigat-o, oamenii căutau alți candidați. Capitol închis. Haideți să trecem totuși la lucruri importante. Haideți să gazele, curtea salarizarea. Am vorbit despre gaze. Vreau să anunț telespectatorii în a doua jumătate. Apropo, rezultatele televotingului cresc în favoarea dumneavoastră. Oamenii vă vor în guvern. 60% contra 40%. Dar televotingul continuă. În a doua jumătate a acestei a doua ore vom prelua și apelurile din partea telespectatorilor și vă vom întreba dacă ați primit facturile la gaze și care sunt impresiile. Dar mai avem câteva aspecte importante, domnule Năstase, unul dintre care ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională. Ați văzut acel scandal cu salariile care ar fi trebuit să fie majorate și nu s-a întâmplat acest lucru. Dar cel mai recent, doamna Manole, fosta noastră colegă, a fost acuzată că ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interes. Fosta mea colegă unde? Nu știu, de proteste, să zicem așa. Mulțumesc. Atunci am foarte mulți colegi în țara asta. Am avut și 100.000 de colegi. E bine. Am înțeles. Nu, ca să fie foarte clar, doamna Manole nu a fost niciodată membru a platformei Demnitate și Adevăr. Ca să fie foarte clar, iar candidat la funcția de deputat în Parlament a fost din partea blocului acum. Și candidatura dumneei propusă la funcția de judecător al Curții Constituționale a fost din partea platformei, la insistența dumneavoastră personal sau a formațiunii. Într-un proces foarte și foarte amplu, foarte greu de curățare a Curții Constituționale, de o curte aservită plenar lui Plahotniuc, care scotea pe bandă rulantă hotărâri ale Curții Constituționale. Nu vreau Constituționale. Să le mergem aici scurt. Ați propus-o dumneavoastră. Deci nu că am propus-o. Doamna Manole era alungată de doamna Sandu și de anturajul său de la toate concursurile. De la Consiliul Superior al Magistraturii alungată, de la Guvern alungată și doar datorită platformei, da, și aici trebuie să-i spun și tuturor trebuie să-i spun. Nu lui Mihalco, nu lui Cutare, datorită platformei, da, astăzi avem la Curtea Constituțională o altă componență decât cea pe care am avut-o anterior. Am înțeles. Cum ați văzut aceste acuzații la adresa doamnei Manole de conflict de interese? Deci sunteți de acord cu constatarea celor de la ANI sau... Domnule Galben, iar mă confundați. Dar am avut eu dosarul în față ca să mă pot pronunța. Nu ați analizat în profunzime. Înțeles că nu am dosarul. Acest dosar trebuie să fie evaluat de către avocații doamnei Manole, mai puțin de către președinte, prim-ministru, da?
de doamna Manole, de avocații săi și, bineînțeles, într-o instanță de judecată să-și demonstreze contrariul. Ceea ce nu agreiez și transmit pe această cale public oricărui funcționar, indiferent că este președinte de curte, că este președinte de țară sau de altă instituție, nu accept personal, ca și jurist, ca și apărător a drepturilor omului, ca și procuror, dacă vreți, ca și fost ministru, nu accept o asemenea atitudine. Ceea ce trebuia atacat din punctul meu de vedere era speța și nu cel care, nici nu știu numele celui care a făcut acest lucru, dar să spui public, de la înălțimea funcției pe care o ai, că mă voi ocupa să fie sancționat, nu mi se pare tot mai elegant. Am înțeles. Vorbim despre mandatul... Pentru că, dacă o luăm tot așa, dacă o să ne ocupăm președintele, primul ministru, de ce e drept, ce nu e drept, ce e ilegal, ce nu e legal, s-ar putea să ajungem într-o bună zi ca în Kazahstan. Să-l avem pe Nazarbayev. Și acolo, și acolo, și acolo, și la Curtea Constituțională este, parcă, și la un Consiliu supra-parlamentului, nu? Am înțeles. Apropo despre Kazahstan, în ce măsură acest scenariu se poate repeta în Republica Moldova? Sau acel scenariu? Eu am... Am văzut colega dumneavoastră, doamna Grigoriu. Ce ați văzut? A scris o postare pe Facebook. Ați citit-o? Sigur că am citit-o. Deci, dumneavoastră a spus că în Republica Moldova nu se întâmplă nimic în contextul în care nemulțumirea, o știm în Kazahstan, majorarea prețurilor la carburanți. În Republica Moldova s-a majorat prețul cu 120%, scria dumneavoastră. Pot să completez? Vă rog. Tot doamna Grigoriu vorbea mai departe despre cât de frumos a fost cazul Islanda. Știți ce înseamnă cazul Islanda? Islanda și-a scris, islandezii s-au scris Constituția în piață. Protestele organizate din Platforma Demnitate și Adevăr, menținute într-o albie a liniștii, a păcii, chiar dacă au fost tentative foarte multe de a le transforma în violențe ca cele din 7 aprilie, ele pe astea au fost bazate, pe o atitudine civilizată, normală. Ceea ce au făcut, cum a fost linșată astăzi Inga Grigoriu, probabil numai eu am fost mai linșat decât ea. Și îndemn pe toți cei care se dau cu părerea, părerologii, înainte de a vorbi despre o carte, că e bună sau e rea, e bine să o citească. Eu am citit postarea doamnei Grigoriu, întrebarea mea este dacă acest scenariu din Kazahstan se poate repeta în Republica Moldova și dacă Republica exemplul Moldova. Islandei, dacă Constituția poate fi scrisă în stradă în timpul sau rescrisă în timpul apropiat, vă rog. Și am vrut să vă spun legat de Islanda că noi suntem oameni pașnici, calculați, datorită nouă celor din platforma, da, n-am avut din 2015 și până în prezent n-am avut vărsări de sânge, așa cum și-ar fi dorit o Plahotniuc și nu numai Plahotniuc. Platforma, da, va ieși în stradă, la proteste. Platforma, da, întrebarea dumneavoastră suna ceva mai înainte, mi-ați formulat-o altfel, care sunt mijloacele noastre. Mijloacele noastre rămân aceleași. Cele democratice, civilizate. Ce are în arsenalul său opoziția? Ce are? Protestul este în arsenal? Evident. Bineînțeles, întâi de toate facem o opoziție activă, una cât se poate de constructivă, suntem dispuși să ajutăm acolo unde e cazul. Am venit cu propunerea din interviul pe care l-ați citit și dumneavoastră și mă bucur, am venit cu propunerea unui consiliu de reformare. Credeți că a existat vreo reacție? Nimic. Dacă nu vor exista reacții. 4 săptămâni. Nu vor exista. Dacă nu vor exista, vom solicita și mai ferm și, bineînțeles, într-un final, viața noastră se duce. Și ar fi, sunt tot sperii, la fel cum ne speria Plahotniuc la fiecare pas, că mâine pe mâine îmi rușu eu să fie aici, să nu-i mai sperie. Vom avea grijă, vom securiza cât se poate de mult. Ne vom securiza și din acest punct de vedere, dar, bineînțeles, păstrăm în arsenalul nostru protestul. Orice partid de opoziție trebuie să-l aibă. Și să nu-i mai sperie câte unul, să nu ne jucăm cu gazul sau nu știu ce să facem. Pentru că atâta timp cât o să ne sperie ăștia, o să se întărească și într-o bună zi o să-l vedem pe scările Parlamentului, pe Dodon, o să-l vedem pe alții ca și dânsul. Deci, cine va răspunde atunci? Ca să înțeleg corect. Ceea ce cerem la guvernare, cerem diligență, cerem mai multă aplicare asupra intereselor cetățenilor, asupra nevoilor, asupra grijilor lor și mai puțin populism. Nu populism de ăsta, că au venit 10 oameni și au zis că o să renunță la... Am înțeles răspunsul dumneavoastră. Precizăm cu da sau nu. Da. Deci platforma da, într-un final, dacă nu se va ține cont de recomandări, sugestii, ar putea ieși în stradă împotriva guvernării PAS. Platforma da nu a renunțat la protest ca un mijloc din arsenalul său.
Să fie foarte clar, indiferent cine este la guvernare. Dacă guvernarea își bate joc de oameni, vom protesta. Vom protesta prin toate mijloacele posibile. Prin luări de atitudine, prin declarații, prin inclusiv... Am înțeles. Protest. Este un răspuns, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, așteptăm apelurile dumneavoastră să ne spuneți dacă ați primit facturile și care sunt impresiile. Facturile pentru gazele naturale. Rămâneți alături de noi. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate casuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Dosarele X cu Cătălin Горя. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mi-rușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vând. Asta e de la Nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate casuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8.
18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные. Am revenit în platou, în cea de-a patra, cumva, parte a emisiunii noastre. Vă reamintesc că astăzi discutăm cu domnul Andrei Năstase, președintele fondator al platformei Demnitate și Adevăr. În această ultimă jumătate din a doua oră, preluăm și apelurile din partea telespectatorilor. Întrebarea zilei e dacă ați primit factura pentru gazele naturale, din ce surse achitați și care este diferența în comparație cu lunile precedente. Totodată vreau să vă reamintesc și rezultatele televotingului. Întrebarea zilei de astăzi e dacă ați vrea ca Andrei Năstase, sau dacă Andrei Năstase ar trebui să revină în guvern. 60% consideră că da, 40% nu, dar puteți vota până la finalul emisiunii. Numărul aveți afișat pe ecran. Colegii deja îmi zic că avem un prim apel telefonic, domnul Alexandru Melnic, telespectator fidel al TV8, 80 de ani din Chișinău. Domnule Melnic, bună seara! Bună seara! Ați primit factura pentru luna decembrie? Factură eu nu primesc când nu am gaz, dar dacă în două cuvinte, factura poate fi cât de mare, statul trebuie să dea numai la cei săraci să compenseze, dar restul trebuie să plătească și tot ar fi bine. Acum eu aș vrea să spun la domnul Năstase o leacă întrebare, un exercițiu să fac. Dumnealui a vrut să fie prim-ministru, să facă guvernul. Acum, în perioada aceea, guvernul el nu putea să o facă singur. Trebuia numai decât cu socialiștii, cu Dodon, cumva. Și parlament avem, în parlament avem Dodon și Marina Tauber, parlamentul dușe. Și ar fi astăzi, cum ne-am simțit noi astăzi dacă ar fi fost, dacă am mers pe calea aceea? Am înțeles întrebarea noastră. Mulțumim tare mult, domnule Melnic. Da, este clară întrebarea, domnule Năstase. Tot a înțeles-o. Deci, dumneavoastră, v-ați fi dorit să faceți un guvern până a fi dizolvat Parlamentul. Ce ar fi fost acum în Republica Moldova, domnule Năstase? Îi mulțumesc, domnului Melnic. E de vârsta mamei mele și din toată inima îi urez multă, multă sănătate. Vreau doar să-i amintesc că istoria nu începe acum 2 ani în urmă, ci începe vreo 4, 5, 10, 100. Vreau să vă spun cu doamna prim-ministru Maia Sandu, prim-ministru a fost împreună cu socialiștii. Fără socialiști nu se putea. Ceea ce mi-am dorit întotdeauna, domnule Melnic și toți cei care mă privesc în momentul de față, este ca Republica Moldova să fie gestionată corect, bine, mai ales în perioade de crize. Cum se putea face acest lucru? Prin sacrificiu, prin implicarea fiecăruia dintre noi. Platforma DA vinea cu o guvernatură de oameni și am să-l întreb pe domnul Melnic, nu știu dacă ne mai aude sau nu, sigur, dacă poate să-mi spună care sunt 10 oameni de la PAS și 10 de la Platforma DA. Și atât. Nu. Credeți că ar fi fost mai bine? Întrebarea nu. Cumva era. Vedeți, dumneavoastră, mă întrebați ce ar fi fost când despre ceva ce nu s-a realizat. De ce ne-am mai întoarce înapoi? S-a realizat. Avem ceea ce avem. Pentru mine personal și pentru această societate, PAS nu este un etalon. Și noi nu suntem în momentul de față să le punem statui. Acolo unde fac bine, vom spune că fac bine, acolo unde fac rău, vom spune că fac rău. Iar abordarea domnului Melnic, cei săraci să plătească, cei bogați să plătească și mai departe, mi-amintește din niște timpuri. Mai avem un apel telefonic în aceste clipe. Doamna Olesia Popovici din raionul Telenești. Bună seara, doamna Popovici. Alo. Ați primit factura la gazele Bună naturale? Bună seara. Da, vă auzim, spuneți. Eu nu primesc factură deoarece noi nu suntem conectați la gazoduct. Așa, dar care este urmăresc, uitați-vă, urmăresc foarte atent cele ce se spune la televizor. Și sunt conștientă că din banii noștri publici, chiar dacă nu sunt conectată la gaz, eu am achitat. Și îmi pare rău că nu este și domnul Spânu, că l-aș fi întrebat, cum e posibil că din banii la toți cetățenii se achită pentru cei care, de exemplu, consumă acest gaz.
Vietru ați adus pe domnul Năstase și tot îi puneți întrebări și tot îi puneți întrebări. Și o să-l aducem și pe domnul Spânu. Da, eu o să-l telefonez cu mare plăcere, dar vreau să vă întreb, domnule Galben, atât de mult eu vă urmăresc și toate emisiunile noastre, vreau să vă rog ca după emisiunea asta să vă ascultați toate întrebările, să vedeți cât de ridicole sunt aceste întrebări. Sincer, nu că aș ține cu platforma, da, dar pur și simplu eu am fost acea care am donat bani la Jurnal TV, la TV8, ca să nu fie mâncate de plăcutnic. Doamna Olesi, am înțeles opinia noastră, am înțeles. Deci datoria jurnaliștilor e să adreseze întrebări. Ca să închidă tot mâncăii ăștia, care pur și simplu dați niște întrebări foarte aberante. Și noi cetățenii... Vă mulțumim pentru această opinie, vom ține cont. Da, mai avem ceva timp, poate vor fi și întrebări neaberante, precum este... următoarea întrebare. Aici a fost o precizare. Domnule Năstase, vreau să vă întreb despre poziția platformei Demnitate și Adevăr în viitorul apropiat sau îndepărtat. Care va fi? Deci, cumva eu văd trei opțiuni și vreau să îmi spuneți pe care cale veți merge. Deci, strategia politică. Proteste anticipate sau insistența pentru alegere anticipate sau opoziție extraparlamentară activă. În funcție de ce furnizează guvernarea. Noi nu suntem la guvernare, nu-i așa? Suntem din afară, suntem în opoziție. În funcție de ce furnizează guvernarea, asta va fi și atitudinea noastră. În momentul de față facem o opoziție activă, cum o numiți dumneavoastră, și pe bună dreptate, nu ați văzut un alt partid mai activ decât noi, care vine cu propuneri, care vine cu soluții, inclusiv pe problematica energetică. Dacă nu se va rezolva acest lucru, bineînțeles... Veți insista pentru anticipate? Vom insista pe anticipate dacă lucrurile vor degrada tot mai mult și mai mult. Nu le poți lăsa la nesfârșit să degradeze. Dar ele degradează în continuu. Din punctul nostru de vedere, da, salarii proaste... M-ați întrebat de salarii la Curtea Constituțională și parcă am, da? Noi tot timpul vorbim despre salarii la Curtea Constituțională, de la CNPF, 130.000 într-o parte, la Banca Națională 169, dacă mi-amintesc, da? La Curtea Constituțională s-a ajunsese la 80 și ceva, dar niciodată nu vorbim despre salariile polițiștilor, pentru care eu am făcut tot ce mi-a stat în putere atunci la guvernare și am lăsat pe masă documente gata pregătite ca salariile să crească, ca polițiștilor să se acorde măcar niște apartamente de serviciu. Deci, da, nu vorbim despre salariile pedagogilor, nu vorbim despre studenți în ultimă instanță pe care îi pierdem de la o zi la alta. Pierdem elevii deja. Copiii după 9 clasă deja pleacă din țară și nimeni nu se uită la asta. Nu vorbim despre demografie. Despre faptul că tot mai puțin și mai puțin... normal. Vorbim despre calitatea educației, calitatea studiilor, despre oportunități. Asta este o... Domnul de Galben, vorbim despre calitatea vieții întâi de toate. Vreau să vă întreb și îi întreb și pe cei de acasă. Calitatea vieții, și îl întreb și pe domnul Melnic, s-a îmbunătățit calitatea vieții domniei sale de un an încoace? Sau de jumătate de an? Nu, din păcate, spun. Pentru că în situația domnului Melnic se află și mama mea care are 82 de ani. Am înțeles. Deci am înțeles și poziția, deci, inclusiv, în care va fi abordarea platformei. Noastră ați spus într-o anumită ordine. Ați spus protest, anticipate, activă, opoziție activă. Și eu vă le inversez. Este vorba despre o opoziție corectă, activă, civilizată, cu propuneri, cu expertiză. După aia proteste, după aia anticipate. După aia, bineînțeles, dacă lucrurile vor degrada, nu putem continua la nesfârșit. Am înțeles. Mai avem un apel. Doamna Elena din Chișinău, bună seara, ne auziți? Bună seara! Doamna Elena, sperăm că dumneavoastră primiți factura la gaze. Am avut aprecieri la modul cum adresez întrebări și ce fel de întrebări anterior. Care este opinia dumneavoastră față de prețul la gaze și dacă ați primit deja factura pentru decembrie? Deci nu am primit factura, dar vreau să vă spun dumneavoastră că cele întrebări cum le puneți și doamna sau chiar toți telespectatorii ar trebui să atragă atenție, fiindcă privirea omului totuși ne comunică ceva. Deci, dacă am face o diferență între invitatul dumneavoastră și dumneavoastră, deci înfățișarea ne comunică foarte multe, cu tot respectul către domnul Năstase, dar vreau dumnealui să-i spune că să mergem, da, mergem înainte.
ce rămâne în urmă, deci am trăit deja. Dar lumea nu uită atunci când dumneavoastră i-ați spus doamnei președinte să-și retragă candidatura, că veți câștiga din primul tur. Iar Igor Dodon bătea din palme. Da, da, e corect așa, trebuie să-și retragă. Cine avea să fie președinte, domnule Năstase, astăzi? Doamna Elena, am înțeles întrebarea dumneavoastră și candidatul. Mulțumim foarte mult pentru acest apel. Domnule Năstase, iată această precizare. Cine ar fi fost președinte dacă atunci doamna Sandu se retrăgea? Dumnezeu le știe pe toate, domnule. Vreau să o întreb pe doamna Elena, da? Elena, da. Poate să-mi spună doamna Elena ce s-ar fi întâmplat în 2016 dacă... Candidați dumneavoastră. Da? Și dacă... Accepta atunci doamna Sandu să retragă. Vedeți cum discutăm tot timpul, ne întoarcem la trecut și nu am niciun fel de problemă. Eu sunt mândru de trecutul meu. Sunt mândru, domnule Galben. N-am furat, n-am mințit, nu mi-a bătut joc de oameni. Asta fac și în prezent și asta vreau să fac și în viitor. Acum, părerile sunt împărțite. Patima cu care se atacă în ultima perioadă de timp platforma, da, nu ajută la nimic. Dar mă bucur că tot mai multă și mai multă lume, iată, tot mai multă și mai multă lume conștientizează. Eu am fost în diasporă, la fel ca și dumneavoastră în ultima perioadă de timp. Mai puțin moldoveni sunt în Turcia, dar uite, în Europa sunt. Oamenii acolo sunt foarte și foarte dezamăgiți. Am ajuns ca oamenii să vină să-și ceară scuze. Andrei, iartă-ne. Nu credeam că mi se poate întâmpla. Mi se întâmplă. Da, ați muncit, voi ați fost cei care ați muncit. Noi am fost mințiți în campanie electorală. Noi am fost mințiți. Pentru că ni se spunea că ăștia n-au șansă, că ăsta n-au nimic. Avem ceea ce ne trebuie în momentul de față? Avem un partid care iată că suferă la capitolul expertiză, la capitolul competență. Și sunt niște oameni atât de calitativi. Faceți abstracție de Andrei Năstase, nu este el acolo. Dar gândiți-vă la platforma, da. Gândiți-vă la Slusari, la Moțpan, la Stella Macari, la Inga Grigoriu, la Dinu Plângău. Gândiți-vă la Liviu Vovc. Gândiți-vă la ori. Acum eu mă gândesc la domnul Ion din Căușeni care așteaptă pe fir și a zis că a primit factura. Domnule Ion, bună seara! Da, bună seara! Ce impresie bună aveți după ce ați primit factura și din ce achitați pentru gazele naturale? Aș spune că nu este atât de strașnic. Nu că aș spune că e foarte bine, dar... Depinde foarte mult de eficiența de căldură care o ai în casă. Și, adică am primit o factură cât de cât, puținii mei e scump ca anul trecut, dar... Dar diferența în comparație cu luna precedentă este vizibilă, esențială? Da, un pic mai mult, dar... Noi nu avem ce face, trebuie să mergem înainte, adică știm că prețul la bursă e foarte mare și noi avem cât de cât avem un preț mai mic. Da, m-a auzit declarațiile domnului Spânu, dar dacă luna viitoare totuși ANRE-ul va accepta majorarea de tarif, dumneavoastră aveți resurse suficiente să achitați factura? Cum planificați cheltuielile? Cred că dacă o să fie puțin mai scump, oricum, domnul Spânu a spus că se prevăd niște adăugiri, posibil să fie niște... Compensații de la asta. Compensații, dar, da. Da. Dar în privința lui domnul Năstase, cândva l-am susținut, acum nu susțin nici cu un procent, nici 0,1, și el strică imaginea partidului. De ce? Și de atâta că mai bine ar fi să fim solidari, să ne unim și să ajutăm, să ieșim din criza asta. Nu înseamnă că dacă guvernul... Păi, dar asta vrea domnul Năstase. El vorbește despre importanța blocului acum și nu platforma, da, a fost inițiatoarea destrămării blocului. Domnul Năstase spune că... Eu nu știu, eu văd lucrurile altfel. Blocul ăsta, Maia Sandu cu pasul, nu a făcut coaliție și nu a vrut să iei pe nimeni în conducere, că deja s-a frit cu Dodon și de aceea
nu trebuie, trebuie să aștepte. Am înțeles, domnule Ion, mulțumesc tare mult. Mergem într-o direcție care e cumva diferită decât ceea ce ne-am propus să discutăm cu telespectatorii. Mai avem 6 minute, domnule Năstase, reușim să discutăm și ultimele aspecte, să reușim să mai luăm și câteva apeluri, dar vreau foarte mult să vă rog cei care transmiteți SMS la numărul de telefon afișat pentru apeluri în direct, ele nu sunt contabilizate. Deci este extrem de important SMS-ul pentru televoting, unde răspundeți la întrebarea dacă domnul Năstase ar trebui să revină în guvern, să-l transmiteți la numărul 380, cu cifra 1 pentru da și 2 pentru nu. La final vom anunța rezultatele. Domnule Năstase, iată, vedeți cineva care e dezamăgit. Ați văzut ce argumentul. Cât de mult vă supără când cineva, iată, vine cu asemenea argumentări? Și ce mesaje primiți de la cetățenii? Oamenii sunt diferiți, domnule Galben. Noștri. Oamenii sunt unii mai informați, alții mai puțin informați. Ați văzut, i-ați spus doar o singură întrebare domnului. Ei, asta nu știu. Nu vreau, niciodată nu sunt într-o polemică cu conaționalii. Din fiecare dată poporul are dreptate. Iată acest domn care nici măcar nu știe. Eu nici nu știu de unde, dacă m-a votat vreodată sau m-a susținut vreodată. Chiar nu cred. Chiar nu cred, pentru că un om care mă știe și mă cunoaște, dar nu mă supără, ca să fie foarte, foarte clar, nu mă supără absolut nimic. Ceea ce vreau este să-mi duc crucea până la capăt. Oriunde mă voi afla, pe orice poziție mă voi afla, în spațiu public sau mai puțin public, să fac acolo, la locul meu, să fac ceva mai bun decât este. Nimic mai mult. Am înțeles. Și ultimul apel pentru astăzi de la doamna Maria. Doamna Maria, bună seara. De unde ne telefonați? Bună seara, de la Ungheni. Ați primit factura? Da, am primit-o. Și aș mulțumi foarte mult că plâng în casă și plâng când e jene, când e de frig. Nu am ajut și nu am făcut nimic. Că zic că am pensia 2000 și nu ne-am mai adăugat. Și la căldură mi-a ieșit cu TVA 14 lei cubul de gaz. Am ieșit așa și eu, a zis că domnul mi-a dat cu 4 și 30 și el mi-a spus că el e scump. Nu se poate așa și m-am ieșit. Doamna Maria, vă rugăm să păstrați un limbaj pentru televiziune și pentru și destul de cald. Vreau să ne spuneți care este diferența la factură, din ce achitați? Ne amăjesc toți vor cu Europa, dar deși nu a făcut o fabrică de ză... Fate, suntem mințiți, vă-te doar. Toți vor la putere, dar pentru popor nu fac nimic. Toți ne mint, toți ne duc în eroare, toți ne distrug și plâng în cașet cu trei odealuri. Vă mulțumesc și la revedere! Am înțeles. Noi vă mulțumim pentru acest apel. Iată, vedeți, cetățeni dezamăgiți. A primit factura și plânge. Ce rămâne aceste doamne? Bănuiesc că are și ea niște zeci de ani în spate. Ce rămâne să facă? Ce să fac? Să aștepte ca autoritățile să întreprindă acțiuni. Cât să aștepte? Viața ei o tot așteptat. Ce ar trebui să facă? Sunt sigur că au avut un salariu de nimic. Nu vreau să intru, dar m-am gândit acum, pur și simplu auzindu, m-am gândit la mama mea, m-am gândit la vecina mea, care nu-și poate duce și tot așa. De asta spun că e de datoria noastră, a dumneavoastră, acolo unde sunteți, noi, cei care am îndrăznit la un moment să facem politică, deși, sincer să fiu, nu mi-am dorit niciodată până în 2015 să fac chestia asta, să facem lucrurile mai bune, să încercăm să punem umărul acolo unde este de făcut ceva, să facem lucruri mai bune. Nimic mai mult. Nu, mă întristează. Iată, ceea ce am auzit la această doamnă mă întristează enorm. Eu cred că și pentru că în rest, autorități. A face politică pe Facebook, a face politică pe acolo, pe la bucătărie, este, știți cum. Da, e la modă în Republica Moldova. Mai am o întrebare extrem de importantă. Dumneavoastră ați fost mandatat de către colegii de formațiune să negociați cu alte partide politice, inclusiv de peste hotare, dar din Republica Moldova la fel. Deci, în această perioadă, înțeleg că a fost cumva la mijlocul lunii decembrie această mandatare. Ați reușit să discutați cu anumite formațiuni politice? La ce etapă sunteți? Întâi de toate, vă completez, era vorba despre forțe politice și civice din țară și din străinătate. Vorbim aici întâi de toate despre forțele civice și mă refer la mediul de experți, mediul asociativ. Aici am demarat mai multe discuții, pentru că cu ei trebuie să... Am considerat că este mai bine să discutăm. Bineînțeles, vom continua și alte discuții și cu alte forțe politice.
În exterior. Formațiuni politice, ai discutat cineva? Am spus, întâi de toate cu mediul asociativ. Când ați s-a întâmplat la sfârșitul anului și au venit și, această perioadă de vacanță. Cu cine ați putea discuta? Cu cine vă propuneți de aici? Suntem dispuși cu, cu absolut toți cei care livrează expertiză, care au aceleași principii și valori ca și noi, care sunt pro-europeni în gândire și gândesc integrarea europeană. Dar ei sunt dispuși să vorbească cu platforma DAS? Acum, știți cum? Eu zic bună ziua dumneavoastră, dacă vreți să o spuneți, dacă nu, nu. Vă privește. Bună ziua pe care vă spun eu, nu vă spun de dragul, nu știu, vă spun pentru că vrem să facem ceva. Încă urmează acțiunea acestea. Lucrurile, da? Și chiar vrem ca vectorul european, și nu doar, când vorbesc de vectorul european, vorbesc ca prin mijloc de dezvoltare a Republicii Moldova, să nu se piardă. Pentru că opusul ar fi o catastrofă, iar viața noastră n-ar trebui să... Trebuie să încheiem emisiunea, domnule Năstase, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației mele și încă o dată îmi cer scuze pentru situația incomodă care s-a creat la finalul anului trecut. Începem cu dreptul 2022. A rămas tot în trecut, în anul trecut. Haideți să avem parte de un an mai bun, cel pe care îl traversăm, să avem grijă de noi, de familiile noastre, de cei dragi, și întâi de toate de sănătate, pentru că e mai scumpă decât toate. Așa să fie. Deci anunțăm și rezultatele televoting-ului. Întrebarea, vă reamintesc, dacă domnul Andrei Năstase ar trebui să revină în guvern, 60% consideră că da, 40% consideră că nu. E important să precizez că aceste rezultate sunt livrate de către o companie privată și nu de TV8. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, vă mulțumim pentru apeluri și pentru voturi. Vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Pe curând!